Vă salut eu, sunt Andrei și astăzi vreau să vă prezint o casă faină, alături de o proprietară faină, aici în Cluj-Napoca, la marginea orașului Cluj-Napoca, acum practic nu se vede, dar acolo e tot Clujul și priveliște, în mod normal, dar e ceață, pentru că a venit iarna, și de aici ceața și nu, ratăm un pic priveliștea, dar în schimb, ce vedem e casa, o să nu cad aici pe spate, aici e o piscină, care bineînțeles tot iarna fiind, E acoperită, E o piscină, mai nu știu exact cum funcționează, mai mică, în care nu să stai, știi, nu uiți, să noți, cu dita mai curtea și eu nu o să fiu în stare să vă prezint chiar tot, 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 tot că nici nu știu tot, de -aia o să ne întâlnim în interior și cu proprietara, care o să ne poate arăta mai bine ce a făcut, cum or făcut, de ce ori făcut. Mie îmi place terasa asta afară, uite ce fain, sus e acoperită, aici poți să stai, fain frumos, te relaxezi și vă ziceam exact în fața mai priveliștea care m dat, nu se vede, dar cum îi să stai aici, să bei o bere și să savurezi priveliștea. După ce ți-ai terminat munca și treaba și așa mai departe, hai să mergem un pic și mai încolo înainte să intrăm în casă. Ce-am observat aici, pe lângă locul de joc al copiilor, pentru că proprietara, Livia, proprietar, îi e proprietară, e mama, a doi copii și cred că nu e o sarcină ușoară, și plus, asta e a doua terasă, practic asta cred că e mai de oaspeți, mai faci o friptură, chem oamenii, veniți aici, grătarul e acolo, stai la masă, te bucuri, am văzut și un mini bar, uite-l aici, frigiderul, care probabil ne-ar mutat, frigiderul, stai, o chiuvetă, uite, nici n-am observat chiuveta până acum, deci așa da, e practic aș putea să zic o casă de vis pentru mine, și și aici în spate, o mini grădină, plus acolo e ca un fel de mini atelier în care se lucreze soțul, să mai meșterească una alta și să vedeți mai târziu ce garaj fain are soțul și jos o să-l vedem. E foarte interesant, dar cel mai bine, hai să intrăm înăuntru să o și cunoaștem pe Livia. Înăuntru, facem cunoștință direct cu Livia. Mulțumim că ne-ai primit, Livia, că ai acceptat să filmăm o prezentare de casă, să le arătăm oamenilor, să povestim. Îmi pun geaca și primul lucru care îmi place e că geaca o pui în dulap. Adică să nu fie la vedere. Sigur, asta s-a făcut-o cu intenție, bă, Adică a fost gândită din timp. Și zona aceasta este gândită doar pentru musafiri. Adică ei să-ți lase aici, să, să, se încalțe aici și covorul este pus uh, pentru papuci, că lasă apă iarna. Și gecile voastre unde sunt? Trebuie să ne arăți acum. noastre <laughs> sunt aici. Aici avem un dressing doar pentru hainele de stradă, pentru geci și papuci. Deci, practic, nu ai și hainele normale, pantaloni, nu, 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 lenjerie. Nu, nu. Deci, un efect doar pentru geci. Geci, papuci, genți. Geci, papuci, Deci, genți. când ai intrat în casă, ce îți lași direct? E holul extins. Exact. Cum ne lăsăm noi în hol, așa le puneți și voi separat. Și asta e a noastră. Și numai a voastră. Exact. Dacă vin musafiri, n-au ce căuta aici. Nu. Deci, ne-am fost deja privilegiați. nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Aici avem un, o cameră, am lăsat-o, inițial ne-am gândit să fie birou, ulterior am văzut că avem nevoie pentru copii de un loc unde să depozităm jucăriile Și deocamdată o folosim pentru spațiu de joacă Intenționat nu am pus nici ușă, dar există posibilitatea să închidem cu ușă dacă o. vreodată o să dorim Am zis că să fie așa un open space și. Uh, Văd uh, un termostat aici Asta da. e numai local, nu? Numai da. pentru camera asta. Da, și este pentru încălzirea în pardoseală. Care deja se simte, e cald e cald, e cald, e cald picioarelor și e foarte bine că practic nu mai e calorifere, nu? E exact, la parte nu avem deloc calorifere, doar sus sunt calorifere. Și dezavantajul la încălzirea pardoseală? Eu nu văd dezavantaj, Am înțeles și am citit că se ridică praful. Așa? Da, dacă nu există praf, ce să se ridice? Livea oricum face curățenie, ea practic are o firmă de curățenie și nu știu, vreo 80 de angajați sau ceva de 100, genul. Peste 120 aveam la trecută. Peste 120 de angajați, deci cred că curățenia ai cumva poate și o mică obsesie, nu? Da. living, mare, spațios. Da, aceasta este zona de living și eu am vrut în timp ce gătesc sau stăm împreună cu familia sau cu prietenii, să fie cumva un open space, dar în același timp bucătăria să fie și puțin retrasă, în special zona cu plita, să fie mai retrasă să nu vină mirosul. Adică să nu stea să fie asta. chiar lângă canapea plita și să exact. zici: "Fai, ce miros a friptură. Exact. Și atunci asta e zona de bucătărie, cu hota iese uh, în spate și acolo m-am documentat destul de mult să fie o hotă puternică, să nu se simte Da, care chiar să-și facă treaba. Și nu se simte. Și plită electrică? Uh, da, plită electrică, cuptor, cuptor cu microunde, cuptor uh, de gătit tot electric. Um, când am gândit ca asta, um, cumva am vrut să avem ieșire și din bucătărie, dar și din zona de living pe terasă. Da, să poți ieși ușor. Exact, da. și putem ieși și Practic pe aici. Practic, asta e terasa pe care v-am arătat-o. De aici aveți și afară priveliște, adică cel mai fain e, cred că să speli vase și să vezi tot orașul. Așa. E cu intenția, e așa pus. Exact. Te uzi, parcă na, cumva e activitate constantă. Exact, constant. sau în timp ce gătești, cam blatul ăsta îl folosesc cel mai mult. A, deci nu ăsta. Ce la ăla de acolo? Ăla cu priveliște. Am da, două, dar în partea aia cred că stau cel mai mult. Bun, și ăsta e practic un mic Puls pentru o masă, pentru o gustare rapidă. Exact. Și ăla e pentru o mâncare serioasă. Exact. Știi când stai aici că mănânci și felul 1 și felul 2. Da, așa că să fie rapid și din bucătărie și, și din zona de living. Când avem prieteni la noi, sunt o parte care stau la masă, o parte care stau pe canapea. stau copiii, da, copii, fiecare știi? cum se pot juca. Aici mai erau două camere, scuze că te întreb. Da. Aici avem un șemineu. Da. Da, și uh, toată zona asta este zidită cu cărămidă. cred că ceramică. Nu mă pricep. Practic, nu cred, se să, reziste, exact. să reziste la temperatură. Să reziste și să țină căldura. Ah, ok. Deci, da. e de am. Am motă, cum știu, am că aveam înțeles. sobele, ale avea bunica. Deci am Ca am o terapotă mare. Exact. Și când facem foc în șemineu, se încălzește tot peretele asta. Uh -huh. Uh, și, și la etaj avem două guri uh, uh, de aerisire unde vine aer cald. Am înțeles. Tot de aici. Nu-i termoșemineu, Nu. -i termo nu? nu -i, că okay. termoșemineu merge la calorifere. Nu, da, da, da. Corpul încălzește corpul ăsta e, și duce e, căldura și sus. Și, tot și cum le-ați făcut și semineu așa de complex, din ce aveți încălzire în pardoseale? Să știi că folosim șemineul pe uh, perioada primăverii și a toamnei. Ah, Iar mai nu numai un flus. pic. Exact, când ajungi în casă și ești așa. Uh un pic în frigurat și ai nevoie să te încălzești un pic sau... Înainte să pornești centrala, exact. Care e for serios să pornească, să se încălzească încălzirea pardoseală bă, nu, nu? Chiar că merge automat și centrala de pe telefon, din câte știu, nu prea mă pricep tehnic, dar știu că soțul meu cumva o controlează de pe telefon. Dar tot trebuie să alimenteze ceva, că e o centrală pe lemn sau pe... Pe peleți. Pe peleți. Deci tot da. trebuie să vine ceva și să alimenteze. Da. Ok. Dacă nu le arătăm oamenilor pe scurt și ce în camera să zică că e ceva secret. Aici avem o baie. o baie. De parter, de sau partea. cum spun să o numim, da, exact. pentru invitați. Ai venit până la noi, vrei să faci un duș? Baia asta. Da. Bun. Și dincolo? O cămară, o mică cămară de pozitat de de lucru. Da? Mai pui un lucru, uite, un bax de apă, e ușor, îl scoți da. aproape. Da. Și unde să mergem prima dată? Sus sau jos? Unde zici tu? Hai sus! Hai sus! Hai sus da, și după aia jos, că lăsăm garajul la final. Scări, îmi plac mult ledurile de aici de pe lateral, da. care nu sunt puternice și chiar te ajută să vezi pe unde calci. Da. Bun, am ajuns la etaj. Da, asta este zon, este holul. Când am gândit, cumva am zis, vreau să am un hol foarte mic și spațiu să fie folosit pentru camere. Putem să facem o tură așa. așa. A, aici este baia copiilor. Așa. Pentru că Livia are doi copii, după cum vă spuneam. Un băia și o fată. După ghivete și după culorile folosite. Așa. Aici este dormitorul copiilor. Care, practic, mi îmi place foarte mult că ei dorm separat. Nu dorm separat. Sau au patru separat. Au... Când am gândit, eu am vrut să crească până pe la vreo 10 ani împreună. Adică să dormă împreună, să uh, aibă mai mult timp petrecut împreună. Okay. Și atunci am spus că uh, camera uh, de, aici. de aici va fi dormitor și camera asta spațiu de joacă. Ulterior ne-am dat seama că mai avem nevoie de un pat și l am pus. A, gen ca și de oaspeți. Exact. A, dar ei dorm împreună atunci. Da, ei dorm împreună într-un pat. Și nu o văd și ca un și pat cum... Liber ăsta e patul meu sau ăsta e patul meu? Sau ăsta e patul lor? Nu, nu okay. există a meu și a tău, este patul lor. Într-adevăr, dressing-ul este separat în spatele dulapului, o parte este pentru Delia și o parte este pentru Andrei. Da, deci practic are fiecare jumătatea lui exact. și ce-mi povestea Livia, că, na, vă dați seama. De aici se da, de nu și la mijloc, separat cu oglindă. Deci și ăsta e un dressing. O, ce tare oglinda. Exact. Și dacă vrei, poți să o și ai și intimitate. Exact. Are. Bine, probabil pe la, când o să aibă vreo 10-15 ani o să închidem peretele acesta și o să le facem camere separate. Da, dar mai este până atunci. Da. Mult, mult. Acum aș fi văzut util fiecare să aibă dressing-ul lui și baia lui. Da? da? La vârsta asta sau pe viitor? Și la vârsta asta și pe viitor. Ce îmi spunea Livia... E că aici, în camera lor, nu se face curățenie la, la comun, cum ar veni. Sau cum era. Adică, practic, copiii trebuie să-și facă propria lor ordine, cel puțin. Nu? Exact, da. Deci, dacă lasă ceva pe jos. merge o... în carantină. Da, dacă săptămâni. lasă o mașinuță, merge în carantină, două săptămâni, și atunci, practic, îi învață de mici cu ordine și curățenie. Da. Ceea ce mi se pare foarte tare. Nu ne punem la som până când toate jucările nu sunt adunate. Acesta este dormitorul nostru. De aici aprin becu? Da. Așa. da. Da, da, da tot așa cu priveliște în curte și priveliște spre oraș da. și până și un mic balcon. Uh, exact. Pe care, nu știu, îl folosiți sau Da, putem să l deschidem. Da, îl folosim. Este destul de util. Uh -huh. Este as, cumva ascuns și nu plouă. Da, că e tot sub terasă de afară uh. de sus și nu plouă, da. Bani, că nici vântul nu bate așa tare sau? Nu, 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 nu. Nu plouă, nu bate vântul mai, e o zonă așa mai retrasă, dar uh, poți și afară, știi? Ce ar zice lumea? Uita că nu au televizor în dormitor. și Radita mai living Radita mai televizor în living. Nu, nu, ne-am dorit televizor în dormitor și nu simțim nevoia să punem un televizor. Și Avem rost să-l Exact, exact. Cleoform. Și la fel și uh, dormitorul, eu l-am dorit mic, doar patul și bloc pe lângă. Da, adică vii să dormi, nu, ne nu știu da, cât. Nu am spațiu mare. Uh, Caloriferele, uite-le, că le ziceai că jos da. e încălzire în pardoseală și sus calorifere În momentul în care am construit acum 4-5 ani, uh, eram așa, uh, cumva nu aveam informații clare Dacă sub mochete este indicat să pui sau nu încălzire în pardosea Și uh -huh. atunci uh, am zis că mai bine mergem pe calorifere uh, doar pe etaj Pe parter este încălzire în pardosea peste tot La dressingul numărul 3? Uh, da, Eu l-am pus și pe cel din camera copiilor. Aceasta este baia noastră. Uh, Mama, așa. Baia are două intrări, ceea ce e interesant. La adică duș are două intrări. Practic eu pot să uh, mă întâlnesc cu Ștefi pe aici. Exact, eu mi-am dorit uh, cumva să am acces din am două părți. Uh -huh. E tare și de asemenea e tare că am mai văzut asta într-un apartament cu Practic din dormitor să poți să intri direct în duș, numai că ușa asta era complet transparentă și foarte tare că ați ales o ușă care nu e transparentă, știți? În zona în care nu trebuie să fie transparentă. Exact, exact, da, da, cumva e, eu zic că e un plus. Da, aici este zona de dressing. Și cum și... le împărțiți? Jumătatea lui, jumătatea ta? Nu, a, jumătatea mea <laughs> și un pic a lui. Am înțeles. Și bani, că nu se supără, nu? Adică e ok. Nu. <laughs> Oricum e mare, e spațios, ai loc, poți să vii aici, ho oh, oh. ho Da. Masine aici. de spălat, avem... centru operațional ăsta. E exact. Hai să mergem și în garaj. Să continuăm, practic. Mergem Am... în garaj. Hai. Ștefi, ai grijă la scări. Okay. <laughs> și în garaj. Garajul tare. Adică, în primul rând, are loc de două mașini. Da. Și are o Tesla în el. Tesla, care cred că ați văzut-o la mine pe canal, Cam acum un an, aproximativ, A, dacă aproximativ, nu mă înșel. Da, așa. exact. exact cam... Tesla V, o pui la încărcat, fain frumos. Exact. Lângă mașina soțului. Da, aici e mașina lui Sergiu. Acesta mi se pare un mare avantaj că avem loc de două mașini. Și amândoi ne parcăm mașinile înăuntru, și iarna și vara, da. și intrăm tot timpul o, la 20 de grade în mașină. Că iarna, că e vara. Cu mașina e caldă. Caldă sau rece vara. Sau rece, da. Și aici acum, cu pic, ne băgăm în teritoriul soțului al lui Sergio, care Da, aici am depărtat niște flori pentru iarnă. Da și nu. Mai mult îl ținem de design. Da, deci, are zi... multe scule. Are, așa Știu da, e. Știu că... Și mereu place să repare, să... Dacă îl sun la 9 seara, ce faci? Păi, uite, aici am desfăcut ATV-ul sau motocositoarea sau nu știu ce fac, știi, sau la 10 și lucrez, și cred că se pune de la lucru direct în pat. Exact, sau vine de la lucru și se pune direct la lucru. Și nu te deranjează? <laughs> nu, chiar îmi place. Cumva avem separat tascurile în casă, el se ocupă de partea de întreținere uh, și curte. Uh -huh. Și îl uh, laud și îl apreciez că multe, majoritatea lucrurilor din casă, el le-a montat o fi prize sau balustradă. Deci o lucrat la ele pur și simplu. Este priceput la... Asta e camera centralei. Da. Centrala este pe peleți. Ăștia-s peleții, nu? Da. da. Am văzut acolo că e, tare. e un mini-duș. Cred că tot Sergiu și l au făcut uh, da, ca să pot să-și spele lucrurile, să nu, uh, da? da? Și le-am gândit, ne gândeam în perioada aia dacă o să avem un câine și vrem să-l spălăm. Am înțeles. Uh, vine și apă caldă și apă rece și, da, îl folosim mai mult să ne spălăm papucii. Aha, dar pentru câine. Foarte tare ai gândit. Da. Și acolo mai e o baie. Asta e o baie. Nu lucrezi pe afară, ai nevoie rapid să, mergi să vedem. A... Nu știu cum aprind becul. Poate de acolo. Au mai rămas lucruri. Poate, de... Sergio, ai asta, <laughs> e vina ta. Practic ați mai făcut încă o baie. Da, e o baie de servici. Sau dacă... Când avem muncitori, uh -huh. e foarte utilă ah, pentru okay. ei și mult dacă mai comodă. Dacă lucrează afară, exact. intri în garaj. Cu papucii murdari, vi cumva folosesc aici. baia de aici și, și noi o folosim când lucrăm afară. Dacă nu s-a terminat garajul. Acum urmează camera... Cum o numim asta? Asta este camera camera cu de toate. Așa. Uh... Vinuri pe pereți. Cu vinuri, cu ambele, de făcut spor cu plasmă. Dar Eu o practic... folosesc dimineața. A, deci vii și faci sport dimineața aici? Da. Credeam că Sergiu vine, soțul. Și el vine, el vine seara, eu vin dimineața. Nu vă întâlniți? Depinde. Așa. Depinde. Eu vin de la 6 dimineața, în principiu. Da. Jumătate de oră fac sport. Nu folosesc toate aparatele. Toate gantere, astea Eu folosesc cam lui... zona aceasta, restul sunt a lui Sergiu. Ok. Și, a... și un televizor. Da. Numai bine, în timp ce faci sport, bagi în YouTube sau ceva. Sau podcasturi. Podcasturi. Dita, mai tv -o. și o oglindă, asta e pentru încredere, nu? Păi, normal, nu de bună dimineața. Sau dar... pentru făcut corect, nu știu. Cred că Sergiu pentru, pentru asta o folosești, pentru, pentru amândouă. Două. Și înainte de pandemie mergeam la sală. Uh -huh. Cum nu am mai mers, am zis, bun, hai să vedem cum transform zona aceasta. Cu toate că acum, dacă ar fi să mai construiesc, mi-aș face o mansardă, un loc de relaxare, un open space cu deci ai știu, face complet diferit? Le... Sau e schimbat? dar simt nevoia. Uite, când vin dimineața și văd view de afară și aerul proaspăt, aș prefera să stau afară. Doar că lucrurile îmi sunt aici. Am da. înțeles. Da, da, da. Te poți să faci păi... în curte. Nu acolo, mai numai fac. primăvara, vara, vara merge. Vara, primăvara mai fac. Foarte tare. Livia, îți mulțumesc foarte mult că ne-ai prezentat. Și tot, eu îți mulțumesc. Că ne-ai primit în casa ta. Andrei, cu drag. Sper să fie de interes uh, pentru, uh, audiență, tot, pentru audiență. Pup. Păi un review da. de casă. Trebuie să vedem un review de casă și cu cine să-l faci mai bine decât cu proprietarul. Să vezi proprietara care știe casa. Eu am fost Andrei, ea a fost Livia. Dați un like, un subscribe dacă vreți să mă vedeți mai des. Lăsați un comentariu. Cum vi s-a părut casa? Ce cameră v-a plăcut cel mai mult? Și ne vedem la următorul. Salut!